Aș vrea să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris la Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, vom citi la versetul 11 până la versetul 13 inclusiv, pagina în Biblie 1173. Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 13 inclusiv, după citirea Cuvântului Sfânt, unul din frații care au participat la strângerea colectei, fratele Costică Popa, se va ruga Domnului. Haideți în liniște și cu respect față de Cuvântul lui Dumnezeu să citim. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin. Iubiți să ne rugăm Domnului. Dragi prieteni ai Sfântului Cuvânt, în această zi de sărbătoare specială pentru Biserica Harul din Timișoara, doresc ca Domnul Iisus Hristos, nădejdea noastră, să vă binecuvinteze pe fiecare, și în mod deosebit Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Harul din Timișoara, acum când sărbătorește 2 ani de viață. Fie ca îndurarea Domnului să vă însoțească în fiecare zi și să aveți parte de har. Amin. În această zi, mâine și poi mâine și în toate zilele vieții, până când Domnul Iisus Hristos, prin harul său, ne va lua la sine. Amin. Amin. Cu ocazia aceasta doresc har, binecuvântare și pentru biserica din Tauț. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru lucrarea care o faceți acolo și care o faceți astăzi în Timișoara. Amin? Amin. Din partea Bisericii Harul din Lugoș, pentru biserica Harul din Timișoara, dorim un salut frățesc, plin de dragoste și dorim ca Harul să se înmulțească tot mai mult. Amin. Pentru fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Amin. Mă bucur că am putut ajunge după mai multă vreme în această clădire, pentru că de ea mă leagă amintiri speciale. Mi-aduc aminte atunci când am plecat la seminar, comunitatea, birourile comunității erau aici în spate și aici, în această sală, ne-am adunat toți candidații care trebuiau să fie examinați și să se decidă cine merge mai departe și cine nu. Din sala aceasta ne-am rugat. Am fost chemați câte unul la 5 probe deosebite să vedem cine se califică și cine nu. Și m-am bucurat că aici am auzit cuvântul promovat. Dar imaginați-vă că acest lucru a fost în anul 1974. Cam câți ani sunt de atunci? Și după terminarea seminarului, am fost repartizat la Lugoș și să girez biserica numărul 3 din Timișoara și comunitatea mi-a dat o locuință aici, în locul acesta, locuință, de fapt, n-am stat niciodată. Dar am venit să stau acum pentru dumneavoastră. Fiecare pastor baptist trebuie să știe că orice predică trebuie terminată înainte ca oamenii să dorească acest lucru. Deja ne spune ceva plânsul de copil. Dumneavoastră, când doriți să termin predica, să știți, să termin puțin mai înainte. Puteți să-mi spuneți. Datoria mea în această dimineață este să predic Evanghelia Domnului Iisus, datoria dumneavoastră este să ascultați. Și sper să nu vă terminați datoria înaintea mea. Domnul să vă binecuvinteze cu ascultare deplină. Și cel mai important lucru pe care ar trebui să-l înțelegem în această zi de sărbătoare este menirea și responsabilitatea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Există pe pământul acesta două lucruri care au pe ele amprenta cerului, Biblia și Biserica. Se susțin una pe cealaltă. Ne tragem putere din Biblie și ce-ar fi biserica fără să aibă Biblia
ca izvor de inspirație, de călăuzire, de mângâiere. Este foarte important să știm că este o mare onoare să faci parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Poate că numai veșnicia ne va descoperi ce înseamnă harul acesta, să faci parte din Biserica Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos a iubit biserica, scrie bisericii, vrea biserica să o pregătească pentru răpire, vrea să pregătească biserica pentru slavă și biserica este în atenția Domnului Iisus Hristos. Ea trăiește prin Domnul Iisus, lucrează prin Domnul Iisus și va fi răpită prin harul Domnului Iisus Hristos în slavă. Singura instituție care are viitor și numai viitor, care are veșnicie, este Biserica Domnului Iisus Hristos. Își are originea în Domnul Iisus și în jertfa Lui de pe Calvar. Ar trebui să înțelegem într-adevăr de ce suntem aici, ce ne leagă pe unii de alții. Există ceva care ne leagă, deși suntem diferiți în multe privințe, dar există ceva care ne leagă pe unii de alții. E numele Domnului Iisus Hristos. El ne înfrățește pe unii cu alții. Ne leagă de cer, ne leagă de patriarh, ne leagă de profeți, ne leagă de psalmiști, ne leagă de împărăția lui Dumnezeu. Și suntem aici pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Amin. El este acela care ne unește, care ne păstrează în harul lui ceresc. Și biserica este instituția pe care Domnul Iisus o conduce din cer prin Duhul Său cel Sfânt. Biserica trăiește în era Duhului, e călăuzită prin Duhul Sfânt și a trebuit fiecare dintre noi să știm că, într-adevăr, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Care trup? Biserica Domnului Iisus Hristos. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobă, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Care e menirea bisericii? Nu o stabilesc oamenii. Oamenii, am constatat, când e vorba de biserică, ne cer să facem cam altceva. De ce nu vă implicați? M-a criticat pe mine odată cineva în lucrări sociale. Prea puțină implicare socială. Stai puțin, ce suntem noi? De ce nu faceți cantine pentru săraci? De ce nu faceți ajutoare pentru săraci? De ce nu vă îngrijiți de bolnavi? De ce nu vă îngrijiți de copiii străzii? De ce nu vă îngrijiți de orfani, de văduvă? Stai puțin, pentru ce a murit Domnul Iisus Hristos? Ca săraci să aibă pâine? Nu! Ca păcătoșii să fie mântuiți? Că biserica face și așa ceva, asta e suplimentar. Dar menirea bisericii nu este pe pământul acesta să se îngrijească de săraci și de bolnavi și de orfelinate și de copiii străzii. Care e menirea noastră? În primul rând, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută în duh și în adevăr. El ne-a răscumpărat să facă din noi poporul Lui. Să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută în duh și în adevăr. Închinare adevărată. Dacă știm ce e închinarea, mai urmează ceva. Dacă nu înțelegem bine închinarea, nu mai urmează nimic. Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, se cuvine toată închinarea și toată cinstea și închinarea începe prin supunerea voinței noastre, a intelectului și a sentimentelor noastre. Ne închinăm lui Dumnezeu pentru că El merită ascultare deplină, merită ascultare totală, nu formală, nu ocazională, nu parțială, nu simulată, ci închinare totală și adevărată, în duh și în adevăr, acum și în veci. Amin. Amin. Știți că toate lucrurile vor încita, dar închinarea nu va încita niciodată. Păi dacă nu știm să ne închinăm lui Dumnezeu pe pământul acesta, nu vom ști nici în cer să ne închinăm. Să învățăm să ne închinăm lui Dumnezeu. Să-i înălțăm numele, să-l slăvim pe el, să-l mărim pe el și să învățăm adevărata închinare. Dar nimeni nu se poate închina cu adevărat dacă nu înțelege cine-i Dumnezeu. Domnul Iisus spune așa, vine vremea când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duș și în adevăr. Falși nu. Există mulți închinători falși.
Tatăl nu-i dorește. Ei se închină altfel. Dar adevărați închinători se vor închina Tatălui în duș și în adevăr. Pentru că Dumnezeu este Duh și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în duș și în adevăr. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Spirit infinit, perfect și personal, în care toate lucrurile și-au izvorul, scopul și suportul. Binecuvântat să fie El în veci. Amin. Amin. Dumnezeu este Sfânt și să nu uităm niciodată, Sfințenia este cel mai important atribut al lui Dumnezeu din toată Biblia. Nu dragostea. Da, este și dragostea, dar nu cel mai important. Cel mai important este Sfințenia. Sfințenia? Păi toată Biblia strigă de la un capăt la altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Înțelegem? Din cauza Sfințeniei a fost nevoie de jertfa Domnului Iisus. Din cauza Sfințeniei nevoie de răscumpărare. Din cauza Sfințeniei nevoie de pocăință, de naștere din nou. Din cauza că avem de-a face cu un Dumnezeu Sfânt și adevărat. Să învățăm, să-L respectăm pe Dumnezeu și să-L onorăm, că El este un Dumnezeu Sfânt și unele lucruri nu le tolerează la nimeni, fie El păstor sau altceva. În al doilea rând, menirea bisericii este să propovăduiască Evanghelia pentru mântuirea păcătoșilor și edificarea credincioșilor. Mi-a plăcut ce ați spus. Suntem aici să propovăduim Evanghelia pentru păcătoși și pentru credincioși. Pentru mântuirea păcătoșilor și edificarea credincioșilor. Credincioșii trebuie să primească mâncare bună, proaspătă, eficientă în fiecare duminică. Dacă aș fi eu membru în biserica Harul, sunt la Harul Luguș, dar nu la Harul Timișoara, dacă aș fi eu membru în biserica Harul din Timișoara, aș spune păstorului, frate păstor, lasă roții industriei că îngrijim noi de ele. Lasă comerțul în seama noastră, lasă afacerile în seama noastră, dar duminica, când venim la biserică, adune o pâine curată, adune o pâine proaspătă, adune mâncare duhovnicească, vrem să creștem în toate privințele, vrem să ne pregătim pentru cer. Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer și a promis ucenicilor că ne va pregăti un loc. A trimis pe Duhul Sfânt pe pământ să pregătească pe oameni pentru locul pe care El îl pregătește. Acum imaginez că Domnul Iisus din cer vorbește cu Duhul Sfânt de pe pământ. Duhule Sfânt, eu am pregătit locul, tu ai pregătit oamenii. Sunt gata? Pot să vin? Ce zice Duhul Sfânt? Poate că ar zice, Doamne, nu sunt chiar gata toți. Mai sunt în familie noastră oameni care sunt pierduți, care nu sunt mântuiți. Mai zăbăvește puțin, Doamne Iisuse. Mai ai milă puțin. Mai lucrez. O să mai șlefuiesc. O să-i mai învăț. Mai ai răbdare puțin, Doamne Iisuse, până-mi termin și eu lucrarea. Biserica Harul în Timișoara, sunt gata toți? Poate Domnul Iisus să vină? Mai aveți acasă oameni mântuiți? Gândiți-vă bine. Menirea bisericii, să aducem închinare lui Dumnezeu, să propovăduim Evanghelia pentru păcătoși și pentru edificarea credincioșilor și să acordăm asistență spirituală oamenilor, credincioșilor, membrii din biserică. Au nevoie, au probleme de toate felurile. Și aș vrea să vă aduc aminte de cuvântul pe care îl citim în Faptele Apostolilor, pe care l-a spus Petru și Ioan, ologului care stătea la poarta frumoasă a templului. Ologul aștepta să primească ceva. El nu era interesant de ce e înăuntru, era interesat de ce se dă afară. Nu era interesant de cântări, de predică, de slujbe, de jertfe, de nimic. Pe el îl interesa să primească ceva. Și Petru spune, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. Biserica, unele lucruri nu le are. Argint și aur n-am, dar ce ai? Am un nume. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Un nume sfânt și drag, un nume care e mai presus de orice nume, un nume care aduce mântuire păcătoșilor, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, un nume care aduce vindecare bolnavilor, un nume în care ne putem ruga,
un nume în care putem fi acceptați de Dumnezeu, un nume sfânt. Biserica are și o mână întinsă către oamenii care sunt afară pentru a-i trage înăuntru, nu pentru a-i scoate afară. Nu suntem toți perfecți, de fapt nici care nu suntem perfecți. Dumnezeu are răbdare cu noi și aduceți-vă aminte să nădăjduim mereu că va fi mai bine, că vor fi mai bine. Nădăjduim și ar fi înțelept din partea noastră să fim puțin mai bine, mai buni în fiecare duminică, măcar un pic mai buni. Dar să dorim să fim mai buni, că bunătatea aceasta, sfințirea aceasta nu se realizează în ciuda noastră, ci numai dacă vrem, dacă colaborăm cu Dumnezeu. Argint și aur n-am, dar ce am? Aduți aminte, unele lucruri nu le avem ca biserică, dar ce avem? Un nume sfânt. Avem o mână întinsă pentru păcătoși. Avem o mână întinsă pentru oamenii care sunt în nevoi duhovnicești. Și avem o mărturie. Omul acesta se înfățișează pe deplin sănătos înaintea voastră în numele Domnului Iisus Hristos. Și apoi, fraților, aș vrea să vă spun un lucru. Biserica este marea iubire a Domnului Iisus Hristos. Cel mai scump lucru pe care îl iubește Domnul. El unealta cu care Dumnezeu lucrează pe pământul acesta. Și apoi, biserica va trăi veșnic. Multe lucruri nu vor mai exista, dar biserica va trăi veșnic. Biserica este în mâna mea. Oile mele sunt în mâna mea. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Orice s-ar întâmpla, suntem în mâna Domnului. Să rămânem în mâna Domnului și să nu dorim alt loc niciodată, ci mâna Domnului Iisus Hristos. Să fim în mâna Lui. Privilegiu special, unde sunt doi sau trei, acolo voi fi și eu. Ce privilegiu? Să-L avem pe Domnul Iisus cu noi, întotdeauna. Să fie prezent cu noi, să ne călăuzească. Și apoi, aș vrea să vă întreb, sunteți toți în biserica Domnului Iisus? Puteți să spuneți în această zi, eu sunt poporul lui Dumnezeu. Eu sunt proprietatea lui Dumnezeu. Eu voi rămâne proprietatea lui Dumnezeu în veci, pentru că Dumnezeu m-a pecetluit. Biserica Domnului nu e formată din cărămizi, dar a fost semănată cu un templu, cu cărămizi, cu pietre vii. Acum, n-are importanță unde ești, ca și cărămidă, ca și piatră vie. Într-o clădire, unele cărămizi sunt în față, unele sunt în spate, unele sunt lateral. Dar o grămadă de cărămizi nu este o clădire, e o grămadă de moloz. O cărămidă, o piatră vie, ca să fie, facă parte din clădire, trebuie să fie legată de cealaltă, să sprijine ceva, să te poți baza pe ea, să ducă ceva. Ca și cărămidă în templul lui Dumnezeu, tu duci ceva, sprijinești ceva, se sprijină cineva pe tine, duci ceva. Sau unii nu simt nimic, nu simt nicio responsabilitate. Dacă nu simt, înseamnă că nu ești în biserica Domnului Iisus. Care este lucrul care le leagă? Este ceva care trebuie să fie între cărămizi. Dacă nu e nimic între cărămizi, știi ce se întâmplă? Trebuie ceva mortar acolo, care se lege o cărămidă de alta. Care e mortarul care ne leagă pe unii de alții? Dragostea lui Dumnezeu. Fie ca îndurarea Domnului să ne ajute să nu uităm. E minunat că aveți un nume, Harul, dar Harul, care e lecția lui? Ne spune în primul rând ce avem. Mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Mântuire în dar, nu ca meritat. Ne uităm mereu la El și îl slăvim pe El. Doamne, deși n-am meritat, Tu ne-ai dat mântuirea Ta. Slăvit să fii în veci. Amin. Dar Harul ne învață pe cine? Pe cei mântuiți. Pe cei care au venit la Domnul. Ne învață ce? Să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești. Și să trăim cum? În veacul acesta, cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Și Harul ne învață să așteptăm. Ce să așteptăm? Arătarea fericită a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Ți-aduce aminte de lecția Harului. Ce ai, ce ne învață Harul și ce trebuie să așteptăm prin Har. Nimic altceva decât arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca Domnul să facă parte de Har în fiecare zi. Amin. Iertați-mă, fraților, eu nu știu să predic după ora 12.